Știai că un quiche seamănă mai mult decât credeai cu un buget local? Ca la orice fel de mâncare, rețeta diferă de la un bucătar la altul. Chiar dacă două orașe au în buget aceleași tipuri de venituri, cetățenii pot alege să le dozeze după gustul lor, care gust diferă de al vecinilor. În acest episod îți vom arăta cum se gătește bugetul Iașiului. Un buget mai mic decât în anii precedenți, când a reușit să aibă proiecte mari din fonduri europene. Începem cu făina, care e de bază, pentru aluatul chișului nostru, la fel cum sunt și cotele defalcate din impozitul pe venit pentru Iași. Ele reprezintă o treime din veniturile orașului. Punem apoi puțin unt, adică niște sume pentru echilibrarea bugetelor locale, ca să dăm consistență aluatului făinos. Însă, pentru ca untul și făina să se lege, e nevoie și de apă, adică de încă un tip de impozit pe venit. La vânzarea proprietăților imobiliare, unele sume din impozitul pe venit revin autorităților locale. Adăugăm acum resurse pline de vitamine pentru câteva tipuri de servicii publice descentralizate. Acestea reprezintă peste o treime din veniturile Iașiului. Există o formulă pe nume cost standard per elev, după care se împart banii pentru un serviciu public esențial, învățământul preuniversitar. Nivelul finanțării te poate face să plângi, la fel ca atunci când tai ceapa. Pe lângă educație, sănătatea e alt serviciu public de bază, la fel ca dovleceii în acest chiș. Iașiul are în administrare mai multe spitale, de aceea primește bani de la bugetul de stat, inclusiv pentru aparatură medicală sau investiții capitale. Urmează să adăugăm vinetele, ca să acoperim și cheltuielile precum cele cu asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Din bugetul de stat se dau și subvenții pentru susținerea proiectelor finanțate din fonduri UE. Țara în bugetul Iașiului este reprezentată de alte impozite și taxe fiscale. Nedetaliate și nenumite, acestea par însă să dea gust rețetei noastre. Bugetul local nu poate fi complet fără un sos bun care să-i dea gust. Pentru bugetul local al Iașiului vin din sumele defalcate din TVA niște bani și pentru echilibrarea bugetelor locale. Deși sunt niște venituri relativ mici, banii strânși din amenzile aplicate de unele instituții din subordine se adaugă și ei în contul primăriei. Primarii harnici au bani și de ceva extra topping, precum mozzarella. Vorbim aici de unele venituri care nu depind de taxele și impozitele puse cetățeanului, de pildă fondurile europene. La fel de extra sunt și veniturile din dividende sau din concesiuni și închirieri. Un impozit condimentat e cel pe vehiculele persoanelor fizice. Piperăm compoziția cu o sursă de venituri directe ale primăriei, adică impozitele plătite pe vehicule de persoanele juridice. Bugetul e aproape gata, mai trebuie doar condimentat cu niște taxe speciale impuse de primărie. Câteodată, și instituțiile publice primesc donații sau sponsorizări. Acestea se văd abia la sfârșitul anului, adică în execuția bugetară. Intră pe banipublici.ro ca să afli și alte rețete de bugete locale și ca să afli cum poți mânca tu feliile de buget rămase.